Electrocentrale Constanța a comunicat astăzi că înregistrează o avarie pe rețeaua care alimentează cu energie termică primară punctul termic numărul 33. În consecință, în lipsa energiei termice, nu se poate asigura distribuția apei calde de consum în perimetrul străzilor Strada Grozești, Strada Unirii și Strada Ciprian Porumbescu, se arată într-un comunicat al Radet Constanța. Radet va putea asigura consumatorilor săi servicii de termoficare la parametri normali numai după remedierea avariei și repornirea instalațiilor CET. Pentru relații suplimentare, abonații sunt rugați să sune la numărul de telefon 0241 585 300.